suntem la susținerea publică a tezei de doctorat a pretendentei Sakara Ana pe tema Instituția Asistenței Sociale din Republica Moldova în contextul integrării europene. Ulterior voi prezenta membrii comisiei de doctorat, voi prezenta un pic regulamentul pentru a ști exact care sunt etapele de desfășurare a ședinței și la fel aș vrea să atrag atenția la un anumit formular care este făcut în baza regulamentului de evaluarea tezelor și de atribuire a calificativelor. Deoarece noi nu suntem toți prezenți în sală, suntem doar președintele, doamna secretar Valentina Cebotari, domnul conducător științific și doamna pretendentă, o să vin cu rugăminte la ceilalți membri care sunt conectați online să noteze această teză potrivit criteriilor. Deci sunt 7 criterii: noutatea și originalitatea lucrării, suportul metodologic al lucrării, relevanța științifică a rezultatelor, redactarea tezei și conținutul tehnic, respectarea eticii și deontologiei profesionale, calitatea susținerii publice și publicațiile. Pe final o să rog membrii comisiei de doctorat să prezinte calificativele potrivit acestor criterii. Pentru excelent sunt 4 puncte, pentru foarte bine sunt 3 puncte, pentru bine 2 puncte, pentru satisfăcător 1 punct și pentru nesatisfăcător 0 puncte. Noi, cei care suntem prezenți în sală, vom avea, Ana, pus majuscul. Da. Se transmis domnul Roman Daș. Vom avea aceste criterii și formularul în față. Așa. Acum, cu o deosebită plăcere, o să prezint membrii acestei comisii de doctorat. Voi începe cu domnul Țiclea Alexandru, profesor universitar, doctor în drept. Domnul Țiclea, bună ziua! Sărmâna, bună ziua! Sunt prezent! Vă mulțumesc! Dar nu vă văd poza, nu vă văd chipul. Nu-mi vedeți chipul? Da. Este o mică problemă, recunosc. Este lateral, profil, acum, da, parcă. Am înțeles. Deci, ați preferat să vorbesc în cameră, atunci o să fiu în profil pentru cei prezenți în sală. Bine, încerc să le fac pe ambele. Așa, da. Bună ziua. Ca să nu fie interpretat ca lipsă de respect. Da. Doamna Dandara Liliana, doctor în drept, conferențiar universitar. Bună ziua, doamnă. Doamna Odinoca Ina, doctor în conferențiar universitar și salut asistența care este prezentă aici. Sunt complet, sunt prezenți toți membrii comisiei de doctorat, deci în principiu am putea să începem această susținere. Doar aș vrea să punctez încă anumite momente. În primul rând, potrivit regulamentului, toți membrii comisiei de doctorat au publicații relevante în domeniul de cercetare, deci sub acest aspect sunt îndeplinite condițiile pentru membrii selectați. În continuare, doamna secretar științific va prezenta dosarul pretendentei. Pentru candidat oferim 20 de minute pentru o prezentare succintă a celor mai importante rezultate științifice în baza obiectivelor propuse. Ulterior va urma sesiunea de întrebări și răspunsuri pentru pretendent. Ulterior, conducătorul de doctorat va prezenta calitățile personale și aportul dumnealui în calitate de conducător pentru realizarea acestei teze de doctorat și a pretendentei, bineînțeles. Referenții oficiali vor prezenta referatele științifice pe marginea acestei teze. Candidatul va răspunde la întrebări și ulterior fiecare din membrii va prezenta acel formular care ziceam cu 7 criterii de bază pentru atribuirea calificativului acestei teze de doctorat. Dacă până la moment nu sunt întrebări, atunci voi oferi cuvântul doamnei secretar științific, doamna Valentina. Deci, doctoranda a fost admisă la doctorand în 2017, în 2021 a finisat și, respectiv, a pregătit teza care avem onoarea astăzi ca să o analizăm. În dosarul privind doctoranda este
cere de admitere tezei de doctorat pentru susținerea publică, este avizul departamentului academic, este extrasul din decizia Senatului Științific pentru aprobare temei de cercetare, desemnarea conducătorului științific și comisiei de îndrumare. Este acordul conducătorului doctorat și a membrilor comisiei de îndrumare privind admiterea pentru susținerea publică a tezei de doctorat, nota informativă privind parcursul studiilor universitare de doctorat, lista publicațiilor științifice, lista conferințelor la care a participat, notificarea privind predarea tezei de doctorat la directorul școlii doctorale, declarația cu privire la originalitatea tezei de doctorat, raportul de similitudine, cererea de depunere tezei de doctorat spre evaluarea prealabilă, CV-ul studentului doctorat și referatul sau avizul centrului academic din străinătate. Dacă este aici, nu este la noi din străinătate, este doar din țară. Și astea sunt dosarul coincide cu cerințele necesare, respectiv toate actele sunt în regulă și putem să începem susținerea. Vă mulțumim. Ana, aveți cuvântul, dar nu cred că vă vedeți în cameră. Mulțumim. Luați loc aici. Nu, camera e pornită la mine. Da, și-o luați bine. Dar nu vine cu mult să mă așez, mai vine în picioare. Prezint o teză de doctor așezat. Bună ziua, mult stimată doamnă președinte, membri ai Comisiei de Doctorat. În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru că sunteți prezenți astăzi la un eveniment atât de important pentru noi, în cadrul căruia vă vom prezenta cele mai importante concluzii la care am ajuns în urma studiului efectuat în domeniul asistenței sociale. În domeniul asistenței sociale. La baza... Nu lucrează camera, dumneavoastră nu vă vedeți. Și prezentarea este... Dar nu pot să mă văd și prezentarea, nu putem concomitent să prezentăm și prezentarea și să mă văd. Trebuie să opresc prezentarea ca să mă văd. Ba da, poți, în momentul în care pui în sus, în imaginea, la noi și formă. Astfel, instabilitatea economică și politică din ultimii ani a contribuit și mai mult la diminuarea veniturilor reale ale cetățenilor, amplificarea riscurilor sociale și creștere considerabilă a persoanelor vulnerabile care sunt în imposibilitate de a-și asigura un nivel adecvat de bunăstare și necesită suport material și financiar din partea instituțiilor abilitate cu funcții sociale. În acest context este necesar să adoptăm politici sociale eficiente care să contribuie la diminuarea tensiunii sociale și să asigure o protecție socială eficientă și calitativă. Un mecanism important prin intermediul căreia se realizează politicile sociale în stat este asistența socială.
În acest context stabilim că importanța acestei instituții ca mecanism de combatere a sărăciei și promovarea incluziunii sociale este recunoscută la nivel național și chiar mondial. Din aceste considerente, statele lumii sunt tot mai preocupate de dezvoltarea asistenței sociale, astfel încât sistemele de asistență sociale să fie adaptate problemelor și riscurilor existente în societatea contemporană. Angajamentul de a proteja segmentele social vulnerabile de populație și l-a angajat și statul nostru în articolul 47 din Constituția Republicii Moldova, care prevede că statul este obligat să ia măsuri ca orice om să aibă un nivel de trai decent. Realizarea acestei obligații constituționale este imposibilă atâta timp cât avem un cadru de reglementare insuficient, iar lacunele și contradicțiile normelor legale ne demonstrează lipsa unei abordări în ansamblu a problemelor de ordin legislativ, instituțional și financiar, care împiedică domeniul, care afectează domeniul social și împiedică furnizarea unei asistențe sociale eficiente, calitative și durabile. Imperativul integrării europene exprimat nemijlociv în acordul de asociere între Republica Moldova și Uniunea Europeană a impus analiza politicilor sociale promovate de Uniunea Europeană, care sunt considerate cele mai eficiente și bine elaborate practici sociale din lume, statele membre ocupând locuri de frunte în ceea ce privește bunăstarea, dezvoltarea umană și calitatea vieții. Implementarea experienței europene în domeniul vizat poate contribui la dezvoltarea sistemului de asistență socială din Republica Moldova, astfel încât acesta să devină un mecanism eficient în lupta cu riscurile sociale care existente în societatea moldovenească. Actualitatea temei de cercetare reiese din importanța acestei instituții pentru dezvoltarea armonioasă a societății. Astfel, înțelegerea detailată a problemelor cu care se confruntă societatea, dar cel mai important, dezvoltarea permanentă și continuă a cadrului juridic de reglementare a asistenței sociale va contribui la eficientizarea practicilor sociale și a influenței acestora asupra bunăstării cetățenilor Republicii Moldova. În literatura de specialitate națională există câteva lucrări științifice prețioase care abordează tangențial problematica, particularitățile propuse spre cercetare. Dar stabilim că cercetarea asistenței sociale sub aspect juridico-comparat nu a constituit încă obiect de cercetare pentru teoricienii naționali. Printre cercetătorii autohtoni care au fost preocupați de dezvoltarea asistenței sociale în Republica Moldova, îl identificăm pe domnul profesor Nicolae Romandaș, doamna conferențiar universitar Inadi Nocaia, doamna Ludmila Proca și alții. În România, preocupați de dezvoltarea cadrului juridic de dezvoltare a asistenței sociale, îl identificăm pe domnul profesor, doctor în drept profesor universitar Alexandru Țiclea și alții, Nicolae Tudosie, Vlampe și alții. Scopul cercetării noastre constă în analiza complexă, critică și multidimensională a instituției asistență socială în Republica Moldova prin prisma izvoarelor juridice naționale și europene și a opiniilor doctrinare în vederea aprecierii gradului de compatibilitate a legislației naționale cu legislația sau cu standardele sociale instituite în cadrul Uniunii Europene. Dacă este să enumerăm principalele obiective ale demersului științific elaborat, identificăm. Identificarea gradului de cercetare a instituției asistență socială în cadrul doctrinii naționale și străine, analiza dreptului la asistență socială prin prisma instrumentelor juridice naționale și europene, examinarea evoluțiilor reglementărilor juridice cu privire la constituirea și dezvoltarea asistenței sociale în Moldova, definirea instituției asistenței sociale, stabilirea scopului obiectivului, dar și a particularităților juridice care deosebesc instituția menționată de alte instituții de drept. Analiza formelor de asistență socială și
identificarea problemelor de ordin legislativ, instituțional și financiar care afectează domeniul social și împiedică furnizarea unei asistențe sociale calitative, caracterizarea recomandărilor Uniunii Europene privind construcția schemelor de venit minim și examinarea standardelor consfințite de instituțiile europene în vederea organizării, funcționării și dezvoltării sistemelor de servicii sociale instituite pe teritoriul Uniunii Europene. Problematica științifică soluționată rezide în analiza instituției juridice prin prisma instrumentelor juridice naționale și europene, cu scopul de a determina gradul de compatibilitate a legislației naționale cu standardele europene, fapt ce ne permite să identificăm perspectivele de eficientizare și modernizare a legislației naționale. Cercetarea noastră în materia științei sociale reprezintă una dintre primele lucrări științifice care va analiza exhaustiv și complex formele de asistență sociale prin prisma unei analize juridico-comparate a legislației naționale cu legislația Uniunii Europene, astfel identificând cele mai bune practici sociale implementate pe teritoriul Uniunii Europene. Importanța teoretică a lucrării constă în examinarea impactului politicilor sociale asupra nivelului de trai al beneficiarilor de asistență socială, precum și stabilirea perspectivelor de ameliorare a acestora în baza practicilor aplicate pe teritoriul Uniunii Europene. Datorită faptului că în literatura de specialitate națională lipsesc lucrări științifice care ar aborda plenar asistența socială sub aspect juridico-comparat, considerăm că demersul științific elaborat poate servi cu certitudine drept material didactic pentru studenții facultății de drept, administrare publică, asistență socială, dar și pentru specialiștii care activează în domeniul asistenței sociale. Mai mult decât atât, considerăm că propunerile, recomandările și propunerile de lege referendă elaborate pot contribui considerabil la îmbunătățirea cadrului legislativ în domeniul asistenței sociale. Și acum, succint, mă voi referi la conținutul tezei și la cele mai importante concluzii la care am ajuns în urma studiului efectuat. Asistența socială a avut un parcurs anevoios în Moldova. Primele măsuri de asistență socială, ca și în majoritatea statelor lumii, au fost înregistrate de către biserici care ofereau sprijin persoanelor aflate în dificultate. Datorită mai multor ecupași încet, activitățile de asistență socială au evoluat, s-au dezvoltat sub presiunea mai multor evenimente politice și economice și au ajuns până în prezent când dispunem de un cadru juridic de reglementare al asistenței sociale, avem instituții de stat, abilitate cu funcții sociale, fonduri alocate în vederea finanțării serviciilor și prestațiilor sociale și, desigur, avem garanții constituționale care proclamă și asigură dreptul persoanelor nevoiașe de a solicita prestații și servicii din partea instituțiilor de stat în vederea depășirii situației de dificultate. Dezvoltarea politicilor de asistență socială în Republica Moldova a fost condiționată de semnarea mai multor documente internaționale care proclamă dreptul la asistență socială. Printre cele mai importante identificăm Declarația Universală a Drepturilor Omului, Pactul Internațional cu privire la drepturi sociale, economice și culturale, dar un impact major în poziționarea asistenței sociale ca instituție juridică distinctă a dreptului protecției sociale l-a avut ratificarea Republicii Moldova a Cartei Sociale Europene, în baza normele căreia au fost transpuse într-o strategie națională de reformare a sistemului de asistență socială, care a avut drept obiectiv crearea cadrului juridic, administrativ, organizatoric și financiar al asistenței sociale. La o distanță de câțiva ani a fost adoptată legea cu privire la asistență socială și an de an s-a completat cadrul juridic de reglementare al asistenței sociale. Prin asistență socială înțelegem o totalitate de norme juridice care reglementează furnizarea serviciilor și prestațiilor sociale persoanelor aflate, persoanelor nevoiașe, în vederea depășirii situației de dificultate.
particularitățile juridice care delimitează instituția menționată de alte instituții de drept, le identificăm. În primul rând, aceasta reprezintă parte componentă a dreptului protecției sociale. Astfel, asistența socială alături de asigurările sociale reprezintă părți componente ale dreptului protecției sociale. În literatura de specialitate se duc discuții aprige referitoare la impactul acestor prestații, acestor instituții asupra bunăstării cetățenilor, cetățenilor care se află în situații de dificultate. Dacă ulterior se considera că anume asigurarea socială poate oferi o protecție adecvată și scoate cetățenii din stările de vulnerabilitate, atunci, acum, în prezent, vectorul opiniilor s-a modificat și atât guvernele naționale, cât și factorii de decizie europeni, organizațiile internaționale, unanim recunosc importanța dezvoltării asistenței sociale și unanim recunosc că acesta este pilonul de bază în lupta cu sărăcia și promovarea incluziunii sociale. O altă trăsură definitorie a asistenței sociale este faptul că aceasta se acordă subiectelor sociale, și anume persoanelor vulnerabile. Legea cu privire la asistență socială stabilește 10 categorii de grupuri sociale vulnerabile, care, datorită anumitor factori sociali combinați, sunt în imposibilitate de a-și asigura un nivel adecvat de bunăstare. În perioada pandemiei generată de virusul COVID-19 s-a mai conturat o nouă categorie social vulnerabilă, și anume migranții, astfel cetățenii naționali, pierzându-și orice sursă de existență în străinătate, s-au întors în țară și au solicitat sprijin financiar din partea instituțiilor abilitate punct sociale. O altă trăsătură definitorie este faptul că asistența socială se confruntă cu riscuri, se acordă doar persoanelor care se confruntă cu diverse riscuri sociale neasigurate, și prin riscuri sociale neasigurate înțelegem acele evenimente imprevizibile ale căror consecințe negative afectează starea economică a familiei sau persoanei. În prezent, conform studiilor oficiale, societatea moldovenească este bântuită de sărăcie și inegalitatea veniturilor. Iar aceste probleme nerezolvate în timp au dus la apariția unui nou risc social, și anume excluziunea socială. Asistența socială se află în responsabilitatea autorităților de stat, care sunt responsabile de elaborarea politicilor, finanțare, monitorizare, evaluare și anticompetențe. Însă, odată cu reformarea sistemului de asistență socială, s-a mai conturat o nouă categorie de subiecte ai raporturilor de asistență socială, și anume prestatorii privați. Conform opiniilor factorilor de decizie europeni, deschiderea acestui sector pentru prestatorii privați sporește considerabil eficiența și calitatea serviciilor sociale. Un exemplu elocvent înregistrat în Republica Moldova, care vine în susținerea acestei opinii, acestei constatări: în perioada pandemiei generată de virusul COVID-19, structurile de asistență socială și-au sistat activitatea și nu au furnizat sprijin persoanelor nevoiașe. Iar organizațiile neguvernamentale, prestatori de servicii sociale, și-au regândit strategiile de lucru, au acordat ajutor de primă necesitate persoanelor de care aveau grijă, și chiar mai mult au furnizat servicii sociale prin instrumentele digitale, ceea ce până în prezent nu a fost posibil de a aplica aceste metode de furnizare a serviciilor sociale. Și sunt sigură că după această experiență considerăm că și structurile de asistență socială și prestatorii privați trebuie să-și regândească metodele de lucru, astfel încât să fie pregătiți ca în orice situație să poată oferi servicii sociale persoanelor de care au grijă. O altă trăsătură definitorie a acestei instituții importante este faptul că formele sau măsurile și activitățile de asistență socială sunt finanțate din bugetul de stat, da, din bugetele locale, dar și din fonduri extrabugetare.
Dar la capitolul finanțare, Republica Moldova înregistrează progrese negative, deoarece, conform unui studiu elaborat de Banca Mondială, deși Republica Moldova înregistrează o rată crescută de sărăcie, aceasta alocă cea mai puțin bani de regiune pentru finanțarea prestațiilor și serviciilor sociale. Și o ultimă trăsătură caracteristică este faptul că asistența socială se furnizează prin intermediul prestațiilor și serviciilor sociale. Prin prestații sociale înțelegem acele sume bănești necontributorii sau prestații în natură finanțate din bugetul de stat care se acordă persoanelor care se află în diferite situații de dificultate. Studiul aprofundat în domeniul asistenței sociale ne permis să identificăm mai multe deficiențe ale sistemului de prestații sociale. În primul rând, constatăm că deși avem un număr mare de prestații sociale, da, compensații, alocații, indemnizații, ajutor social, ajutor material, prestații natură, cuantumul foarte mic al acestora fac ca scopul și obiectivele furnizării să nu fie atinse. Deoarece aceste beneficii au un cuantum atât de mic încât nici nu îmbunătățesc vizibil condițiile de viață ale beneficiarului, nu le asigură un minim de existență, ceea ce reduce sau limitează capacitatea de reducere a sărăciei. Conform unui studiu efectuat, familiile ale căror sursă principală de venit sunt prestațiile sociale înregistrează un risc crescut de sărăcie. Una din cauzele stabilirii unei valori atât de mici a prestațiilor sociale, în opinia noastră, este lipsa unui act normativ care ar stabili anumiți indicatori și parametri în baza cărora instituțiile ar putea stabili cuantum real și obiectiv. Din aceste considerente, luând în considerație cele menționate, este absolut necesar să adoptăm o metodologie de calcul al valorilor prestațiilor sociale, care să conțină următoarele elemente. Criterii pentru stabilirea prestațiilor sociale și definite într-un mod clar și stabil și, desigur, actualizarea și ajustarea periodică a acestora. O altă problemă identificată de noi este faptul că majoritatea prestațiilor sociale sunt adresate persoanelor care aparțin unei anumite categorii sociale, ca de exemplu veteranii de război sau cetățenii care au participat la lichidarea avariei de la Cernobâl, care nu întotdeauna sunt considerate persoane sărace și chiar în unele cazuri familiile acestora dispun de venituri și proprietăți mai înalte decât venitul mediu unei familii din Republica Moldova. În prezent avem doar două programe sociale care sunt îndreptate spre combaterea sărăciei și aici este vorba despre ajutorul social și ajutorul pentru perioada rece a anului. Potrivit legislației Uniunii Europene, eficacitatea prestațiilor sociale este atinsă doar în două cazuri. Dacă acestea ajung la săraci și dacă acestea sunt suficiente pentru a aduce săracii peste pragul de sărăcie. Luând în considerație cele menționate anterior, observăm că prestațiile furnizate teritoriul Republicii Moldova în prezent încă nu întrunesc niciuna din condițiile stabilite de legislația Uniunii Europene. O altă provocare care stă în fața autorităților publice în procesul de acordare a prestațiilor sociale este neadmiterea creării unei dependențe a beneficiarilor de prestații sociale. Astfel, conform opiniei unor specialiști, prestațiile sociale reprezintă o sabie cu două tăișuri pentru mulți săraci, deoarece pe de o parte, nu le permite să ajungă în sărăcie extremă, iar pe de altă parte îi împiedică să întreprindă careva măsuri care le-ar permite să obțină o independență financiară. Potrivit legislației Uniunii Europene, prestațiile sociale trebuie construite într-un mod în care să încurajeze încadrarea în câmpul muncii. Dar
constatăm că în Republica Moldova nu există o relație trainică între asistența socială și politicile de ocupare a forței de muncă, care mare parte ar soluționa problema independenței financiare a beneficiarilor de asistență socială. O ultimă problemă identificată de noi este fraudele și erorile în accesarea prestațiilor sociale. Astfel, majoritatea solicitanților de asistență socială sau de prestații sociale sunt cetățeni onești, dar avem și din cei care la solicitarea prestațiilor sociale tăinuiesc anumite bunuri și venituri. Iar datorită faptului că asistenții sociali nu verifică de facto starea financiară și bunurile aflate în proprietate a solicitanților, are loc încasarea sumelor frauduloase. Chiar s-au atestat cazuri când cetățenii naționali în Republica Moldova erau beneficiari de prestații sociale, dar de fapt ei se aflau peste hotarele Republicii Moldova. A doua formă, prin intermediul căreia statul oferă sprijin persoanelor aflate în diverse situații de dificultate, sunt serviciile sociale. Prin servicii sociale înțelegem un ansamblu de măsuri și activități realizate pentru a satisface necesitățile sociale ale persoanei, familiei, în vederea depășirii situației de dificultate, de prevenirea marginalizării și a excluziunii sociale. Trăsăturile de bază ale serviciilor sociale în Republica Moldova sunt următoarele. Sunt servicii de interes general, se pot acorda cu un comitent cu prestațiile sociale, se acordă pe o perioadă determinată de timp, au un caracter proactiv, se acordă în baza evaluării inițiale sau complexe, pot fi acordate gratuit cu plată integrală sau parțială, se adresează persoanelor aflate în situații de dificultate și prin intermediul serviciilor sociale, statul asigură realizarea drepturilor fundamentale ale omului stipulate în legislația națională și internațională. În funcție de nivelul de intervenție, pe teritoriul Republicii Moldova se prestează trei tipuri de servicii sociale, și anume servicii sociale primare, servicii sociale specializate și servicii sociale cu specializare înaltă. Studiul efectuat în domeniul asistenței sociale ne-a permis să identificăm mai multe deficiențe ale sistemului de servicii sociale. Și una dintre ele ar fi faptul că la nivel comunitar se prestează doar 4 tipuri de servicii primare, ce au drept scop prevenirea și limitarea situațiilor de dificultate. Dar, în opinia noastră, anume serviciile sociale pot avea un impact decisiv asupra bunăstării persoanelor aflate în situații de risc, deoarece soluționarea problemelor la o etapă incipientă, cu menținerea beneficiarului în comunitate, îmbunătățește vizibil condițiile de viață a acestuia, reduce numărul persoanelor instituționalizate și, desigur, previne orice formă de excluziune socială. O altă problemă este faptul că sistemul serviciilor sociale este subfinanțat. În conformitate cu normele legii cu privire la serviciile sociale, administrația publică locală de nivelul 1 și 2 este responsabilă de finanțarea serviciilor sociale prestate în teritoriul gestionat, dar, potrivit estimărilor oficiale, 80% din administrațiile publice locale nu sunt viabile din punct de vedere financiar pentru finanțarea corespunzătoare a acestui sector atât de important. Mai mult decât atât, administrația publică locală nu beneficiază îndeajuns de contribuție financiară din partea bugetului de stat pentru susținerea, dezvoltarea, modernizarea serviciilor sociale. În acest sens, Parlamentul European stabilește că orice transfer de competențe privind serviciile sociale la nivel comunitar, la nivel local, trebuie însoțit de resurse necesare pentru a asigura continuarea unor servicii sociale calitative, universale și de înaltă calitate, conform necesităților beneficiarilor. Un alt impediment în furnizarea unor servicii sociale integrate și eficiente este fragmentarea excesivă a sistemului de organizare
a domeniului. La etapa actuală avem, avem o multitudine de instituții care, pe lângă competențele de bază, au și competențe în domeniul, în domeniul prestării serviciilor sociale. Aici vorbim de administrația publică locală de nivelul 1 și 2, care, conform legislației în vigoare, ambele sunt responsabile de concepere, dezvoltarea, înființarea, modernizarea serviciilor sociale. Mai mult decât atât, chiar avem o suprapunere de atribuții, deoarece legea cu privire la serviciile sociale nu stabilește clar atribuțiile autorității publice locale din nivelul 1 și 2 în prestarea serviciilor sociale. Mai mult decât atât, avem suprapuneri de atribuții, deoarece serviciile sociale primare și specializate sunt furnizate cu implicarea ambelor autorități. Aici vorbim de autoritatea publică locală din nivelul 1 și 2. Dar legislația europeană stabilește că este necesar să fie definite clar rolurile, responsabilitățile și relațiile dintre instituțiile implicate în planificarea, elaborarea, finanțarea, furnizarea, sprijinirea, monitorizarea, evaluarea serviciilor sociale, deoarece doar în așa condiții putem înregistra progrese și este înfăptuită o bună guvernare a serviciilor sociale. Tot mai multe, în ultimii ani, tot mai multe structuri de asistență socială se confruntă cu probleme legate de deficitul de probleme legate de cadre calificate și bine instruite. Din această cauză, în procesul furnizării serviciilor sociale sunt implicate persoane care nu dispun de o pregătire corespunzătoare și care le-ar permite să-și realizeze atribuțiile de serviciu eficient și calitativ. Din aceste considerente sunt antrenate persoane care nu dispun de o diplomă de licență în domeniul asistenței sociale sau alte domenii conexe. Iar legislația în vigoare nu conține o lege care ar stabili obligația structurilor de asistență socială de a angaja personal calificat și bine instruit. Din aceste considerente, este absolut necesar să completăm cadrul juridic de reglementare a asistenței sociale cu o lege privind statutul asistentului social, care va stabili drepturile, obligațiile, precum și condițiile de ocupare a acestei funcții. Să ne referim puțin la asistența socială în Uniunea Europeană. În prezent, politicile sociale din Uniunea Europeană sunt formate din trei componente de bază, și anume ocuparea forței de muncă și piața muncii, asistența socială și asigurările sociale. Potrivit factorilor de decizie europeni, doar dezvoltarea concomitentă a acestor instituții poate asigura o protecție corespunzătoare a cetățenilor europeni. În spațiul european, accentul pe dezvoltarea asistenței sociale a fost pus spre sfârșitul secolului XIX, când a fost adoptată Carta Socială Europeană, care prevedea clar accesul neîngrădit a persoanelor la asistență socială și medicală. La o distanță de câțiva ani a fost adoptată recomandarea privind criteriile comune referitoare la resursele suficiente și asistența socială în sistemele de protecție sociale, prin intermediul căreia instituțiile europene le-au recomandat guvernelor naționale să-și construiască sistemele de asistență socială în conformitate cu principiile, valorile și standardele instituite la nivelul european, să recunoască dreptul fundamental la asistență socială, să asigure persoanele nevoiașe cu resurse suficiente pentru a trăi într-un mod compatibil cu demnitatea umană, să întreprindă măsuri în vederea combaterii oricărei excluziuni sociale și alte norme în vederea constituirii unor sisteme de asistență sociale durabile. Cel mai important este faptul că, conform principiul subsidiarității, fiecare stat este responsabil de conceperea, dezvoltarea, finanțarea sistemelor de asistență socială, dar instituțiile europene completează acțiunile guvernelor naționale în ceea ce privește gestionarea eficientă a riscurilor sociale și modernizarea sistemelor de asistență socială.
Intervenția europeană în domeniul asistenței sociale nu este unitară la nivelul european, deoarece pentru statele care deja de mult au statutul de membru UE, intervenția se limitează doar la continuarea practicilor sociale deja fundamentate. Iar pentru noile state, precum România, Bulgaria, intervenția europeană duce la o reorganizare a principiilor de funcționare a sistemelor de asistență socială. În prezent, statele membre unanim recunosc importanța unui dialog mai strâns cu instituțiile europene, deoarece acesta contribuie la transpunere eficientă a legislației europene și sporește eficacitatea și instrumentelor juridice naționale. Comisia Europeană stabilește că sistemele de asistență socială trebuie să fie construite pe principii, pe un set de comun de principii, valori și standarde, care trebuie să fie armonizate cu elementele specifice ale statului. Deși există în prezent diferențe majore între sistemele de asistență socială furnizate pe teritoriul Uniunii Europene, cel mai important este faptul că statele învață una de la alta, prin intermediul legislației europene, cum să-și modernizeze sistemele de asistență socială. Dacă este să ne referim la prestațiile de venit minim pe teritoriul Uniunii Europene, atunci constatăm că, conform principiului 14 din pilonul european al drepturilor sociale, orice persoană care nu dispune de resurse suficiente are dreptul la un venit minim adecvat, care să-i asigure un nivel de trai demn în toate etapele vieții și, desigur, dreptul de acces efectiv la bunuri și servicii de facilitare. În baza acestei norme s-au stabilit trei elemente cheie în vederea construcției eficiente a schemelor de venit minim, și anume adecvarea, care presupune că prestațiile de venit minim trebuie să acopere necesitățile solicitanților. Al doilea element este faptul că reguli de eligibilitate și utilizare. Cel mai important este faptul că schemele de venit minim trebuie concepute într-un mod care să faciliteze solicitarea prestațiilor de venit minim, deoarece, datorită condițiilor de eligibilitate rigide, multe state înregistrează rate de utilizare. Și o a treia condiție este activarea și accesul la servicii. Prestațiile sociale de venit minim trebuie întotdeauna să fie combinate cu servicii sociale eficiente și calitative, iar pentru persoanele care sunt apte de muncă, prestațiile de venit minim trebuie să fie combinate cu servicii sociale în vederea obținerii unei calificări profesionale sau încadrarea în câmpul muncii. Serviciile sociale, în baza legislației vaste a Uniunii Europene, noi am identificat cele mai importante condiții pe care trebuie să le respecte statele pentru a avea un sistem de servicii sociale eficient, calitativ și să răspundă necesităților beneficiarilor. Acestea trebuie să fie personalizate, accesibile, să aibă un rol preventiv, să asigure o continuitate, să fie furnizate într-o manieră integrată și, desigur, cel mai important este faptul că instituțiile implicate în furnizarea serviciilor sociale trebuie să aibă o cooperare trainică. Ana, ne-ați convins că sunteți o cunoscătoare în materie, sunteți pasionată de această temă, vă rugăm să concluzionăm. Doar cu propunerile de lege ferentă. Dacă vorbim despre recomandări, recomandările au fost în cadrul lucrării mai mult, dar eu vreau să mă opresc doar la cele mai importante propuneri de lege ferentă, care putem, spre marea noastră bucurie, deja autoritățile le-au luat în vedere și suntem siguri că în viitorul apropiat se vor regăsi în cadrul legislativ al asistenței sociale. În primul rând, propunem să fie completat codul contravențional cu un articol care ar prevedea răspundere contravențională pentru solicitanții de asistență socială care prezintă informații neveridice și eronate, și deoarece doar așa vom putea responsabilita cetățenii naționali, cetățenii Republicii Moldova, să completeze o cerere cu informații veridice, deoarece este necesar ca
prestațiile sociale să ajungă la cei săraci, nu la cei care nu doresc să muncească, da? Și, desigur, instituim o mică amendă, o mică amendă, putem spune că este simbolică, asta doar are un caracter că știe solicitantul că poate fi tras la răspundere contravențional. Noi nu dorim ca să luăm ultimii bani de la cetățenii naționali. Și, desigur, al doilea aliniat al acestui articol, considerăm că este necesar să fie atras la răspundere și asistenți sociali care nu verifică de facto starea financiară și bunurile aflate în proprietate a solicitanților de asistență socială și are loc încasarea sumelor frauduloase. De ce noi propunem acest aliniat, anume aliniatul 2? Deoarece noi când am analizat tema dată, am fost preocupați în baza cărei articol se atrag la răspundere asistenți sociali care încalcă, care nu respectă legea. Și am găsit că doar se aplică careva sancțiuni disciplinare în baza articolelor din cadrul codului muncii, și anume avertisare, mustrare și mustrare aspră, ceea ce considerăm că nu este suficient. Și de aceea este necesar să instituim și o răspundere în formă bănească, deoarece noi, absolut toată lumea știe că când ne bate la buzunar, noi suntem mult, mult, mult mai responsabili și atenți. Vreau doar o mică remarcă. Propunerea dată a fost prezentată și la Ministerul Muncii și la Parlament. Și putem să spunem că deja articolul acesta se implementează. O altă propunere de lege referendă foarte importantă pentru noi, care am lucrat foarte mult la ea, noi am elaborat împreună cu domnul profesor proiectul de lege privind statutul asistentului social. Legea dată am elaborat-o în baza legii cu privire la statutul asistentului social din România și din alte țări europene. Am analizat să vedem ce articole conțin legile date, ce cerințe obligatorii au în vederea propunerii unei legi în conformitate cu standardele și cerințele Uniunii Europene. În lege este reglementat condițiile de ocupare, drepturile, obligațiunile, activitățile, cel mai important, relația asistentului social cu instituțiile implicate în furnizarea asistenței sociale, o lege la care am primit un aviz pozitiv din partea Ministerului Muncii și Protecției Sociale și putem spune că deja proiectul de lege se află pe masa de lucru a factorilor de decizie din cadrul Ministerului și considerăm că în viitorul apropiat tot se va regăsi prin cadrul de reglementare. Și o concluzie generală la tot discursul meu, legislația asistenței sociale trebuie perfecționată cu un cadru normativ modern, unitar și complex, elaborat în conformitate cu standardele internaționale și europene în domeniul social, care ar reglementa toate aspectele raportului de asistență socială, deoarece prestațiile și serviciile sociale bine concepute, integrate, adecvate și sustenabile oferă o protecție eficace pentru toți membrii societății pe tot parcursul vieții. Vă mulțumesc pentru atenție și cu nerăbdare aștept întrebările dumneavoastră. Ia un mic pauză. Da, îți mulțumim pentru acest discurs. Probabil colegii vor avea întrebări. Voi începe eu cu următoarea întrebare. Din modelele dumneavoastră care au fost studiate în această teză, modelul Britanie, Scandinav, Mediteranean, care ar fi modelul care am putea să-l transpunem în Republica Moldova? Dacă există un astfel de model? Sau este nevoie totuși să elaborăm propriul model? Toate specificații, toate momentele specifice care sunt pentru țara noastră. Și unul din obiective v-ați propus să studiați legislația UE, mă interesează dacă a stabilit în formă procentuală care este gradul de compatibilitate. Deci cât de mult ne-am apropiat, fiind și un deziderat apropierea de legislația UE, care a fost și în acordul de asociere și în alte regulamente. Deci dacă aveți o cifră, cel puțin aproximativ. Dacă să analizăm legislația națională și tendințele europene, atunci, într-adevăr,
în ultimii ani s-au întreprins mai multe măsuri legislative care au avut drept scop apropierea legislației naționale de legislație europeană, și anume, dacă să ne referim, în prezent există mai multe strategii care au drept scop prevenirea instituționalizării, și anume dezvoltarea serviciilor sociale la nivel comunitar, astfel încât să avem cât mai mulți beneficiari instituționalizați, și aceasta este o tendință europeană, deoarece factorii de decizie europeni recomandă guvernelor naționale să dezvolte acest segment. În ultimii ani tot mai des se vorbește despre faptul că prestațiile sociale, de exemplu, trebuie construite astfel încât să încurajeze angajarea în câmpul muncii, și asta este o tendință europeană, deoarece doar legislația europeană conține așa obligație. Eu cred că cam 40% legislația națională corespunde cu legislația Uniunii Europene. Foarte mult avem de muncă pentru a ajunge la standardele sociale europene instituite în Uniunea Europeană. Și aici o mică remarcă. România este în Uniunea Europeană și nici sistemul de asistență socială român nu corespunde standardelor europene. Dar despre Republica Moldova... Și modelul? Modelul. Foarte bună întrebare. Nicolae Tudose, un cercetător român, a analizat aceste modele și a analizat inclusiv și România, cărui model s-ar atribui. Și a ajuns la concluzia că țările fost socialiste nu pot să se încadreze în niciun model din acestea, deoarece noi avem viziuni specifice, de aceea în prezent Republica Moldova nu s-ar putea atribui nici la acestui model. Doar, neoficial, literatura de specialitate s-a constituit modelul social al țărilor post-socialiste. Noi acolo ne-am atribuit. Un model social și... dar noi avem mult de lucru, avem foarte mult de lucru, dar consider că toate inițiativele efectuate în ultimii ani dă dovadă că legiuitorul național dorește să dezvolte acest cadru de reglementare și consider că studiul efectuat va avea un impact, poate nu major, dar va avea un impact benefic pentru ca asistența socială să se dezvolte în Republica Moldova, și foarte mult credem și ar fi foarte bine ca în urma acestui studiu și alți doctoranți fie preocupați de dezvoltarea asistenței sociale. Deoarece dacă mai mulți ne vom preocupa de dezvoltarea acestui segment, atunci legiuitorul va avea mai multe posibilități de modernizare a acestei instituții și o întrebare. Dumneavoastră ați zis că nu există un cadru normativ pentru stabilirea anumitor cuantume, da? Uh-huh. Noi avem manual legea buget la asigurări de stat, uh-huh, da, care prevede. Și eu m-am uitat, cum ați citat în nicio lucrare. Și vreau să mă întreb dacă ați văzut proiectul legii pentru 2022 și dacă aveți ceva de comentat pe acest. Da, avem, eu vă răspund de ce nu am citat legea, da? Deoarece legea bugetului asigurării sociale de stat reglementează constituirea prestațiilor de asigurări sociale. Dar noi ne referim la legea, la prestațiile de asistență sociale care nu sunt aceleași. Prestațiile de asistență sociale nu sunt reglementate, de exemplu, de legea menționată. Nu, n-am studiat. Nu. Dumneavoastră ați zis că scopul tuturor acestor prestații este să ajungă la oameni săraci. Da. Da? Și așa ar trebui. Da, să ajungă la oameni săraci și, pe de altă parte, să fie utilizate în scopuri corecte, da? pentru oameni săraci. Da? Da. Acest sistem asigurărilor de stat, el trebuie privit în ansamblu, după mine. Dacă ne referim la protecția socială, da, noi vorbim în ansamblu. Dar dacă vorbim concret despre instituția asistenței sociale și asistența socială se furnizează persoanelor care nu au statut de asigurat social, atunci acestea sunt două instituții paralele care se completează reciproc, dar trebuie diferențiate. Și
Sunt o multitudine de criterii care delimitează asigurările sociale, care sunt îndreptate asigurările sociale spre protecția asiguraților, a persoanelor care au statut de asigurat în cadrul bugetului asigurărilor sociale de stat. Dar noi discutăm despre asistența socială, care despre persoanele care nu au drepturi de asigurări sociale. Deci, dumneavoastră, le vedeți absolut diferit. Sunt absolut diferite. În politica socială asta. Ele sunt, în politica socială a statului conține și asigurările sociale și, în general, se vorbește despre protecția socială, care include și asigurările sociale și asistența socială. Asigurările sociale se furnizează persoanelor care au statut de asigurări sociale. E clar, vreau să văd dacă le vedeți ca aparte, ca aparte. Aici propuneți foarte multe strategii. În teza dumneavoastră sunt foarte multe strategii pe care le propune sub acest aspect. Da. Am și o întrebare. Mi-a furat, de fapt, doamna președinte, întrebare cu modelul. Așa am vrut și eu să aflu care model ar fi bun pentru Republica Moldova. Dar nu m-am întors la această întrebare, deci am o altă întrebare. Iată, în contextul scumpirii gazelor, da? Este suport din partea guvernului, așa, pentru ca cetățenii să plătească mai mult. Iată, această sumă care o plătește, așa zice guvernul, la care prestații dumneavoastră o atribuiți? Dacă ea se adresează tuturor cetățenilor Republicii Moldova, înseamnă că este asistență socială. Și aici vă dau un răspuns. Indemnizația, de exemplu, indemnizația unică la nașterea copilului. De această indemnizație beneficiază atât persoanele asigurate, cât și persoanele neasigurate. Noi o atribuim asistenții sociale, da? Că, în primul rând, aceasta este îndreptată spre persoanele care nu dispun de venituri minime. Din aceste considerente, dacă sunt îndreptați spre toți cetățenii... La toți, da. La toți. Absolut la toți. Absolut la toți înseamnă că face parte din lista prestațiilor sociale, de asistență socială, prestațiilor de asistență socială. Și asistența socială se finanțează doar din bugetul statului? Nu, deci din bugetele locale și din bugetul asigurărilor sociale stat, de exemplu, compensațiile și alocațiile le furnizează casele teritoriale de asigurări sociale. Din bugetul acestora se finanțează. Da. E complicat. Ca să ajungi la o finalitate, să nu avem oameni săraci. Aceste două instituții sunt distincte. Asigurările sociale se realizează prin fondul social care se acumulează în baza contribuției. Da. Dar aici asistența socială stă tot de tot. Stă tot de tot. Stă tot de contribuție. Stă tot de bugetul la care contribuim noi toți. Așa, stimați colegi, vă rog întrebări. Dacă se poate, da. Am o întrebare, da. Ana. După estimările tale, care este o perioadă pe care tu o consideri bună, în care este posibil de perfecționat, de modernizat legislația Republicii Moldova în conformitate cu standardele europene și care factor ar influența progresul în acest domeniu, factorul economic al Republicii Moldova, factorul politic sau factorul social, mentalitatea, așa, pe care tot șoare populația din Republica Moldova. Și încă un moment, dacă nu ar fi rațional, într-adevăr, de stabilit anumite criterii de unificare a acestor tuturor noțiuni, asistență, protecție, prestații sociale, ele sunt atât de multe și sistemul este atât de greoic, practic, el nu este cunoscut de populație și posibil asta și face să existe acele fraude. Da, deci în aplicarea prevederilor, deci unele
pături sociale care, într-adevăr, au dreptul la asistență, nu o primesc pentru că nu o cunosc. Altă parte o cunosc și fac abuz de prevederile legale în vigoare. Da, mersi. Mulțumesc frumos, doamna Dandaradi, întrebarea dumneavoastră. Răspunsul chiar este în teză, care am identificat o problemă a prestațiilor sociale, că persoanele socialmente vulnerabile nu sunt informate. Și datorită faptului că există o multitudine de legi și hotărâri de guvern care reglementează aceste prestații sociale, omul simplu de rând nu cunoaște că el are dreptul să se adreseze. Dar se adresează persoanele căror cunosc și fac abuzuri, tăinuiesc anumite informații sau sunt în relații de prietenie sau alte relații strânse cu asistență socială care le recomandă să vii să solicite ajutor social din partea instituțiilor de stat. Consider că dacă este să ne referim la cât timp îi trebuie pentru Republica Moldova ca să se alinieze la standardele sociale instituite în Uniunea Europeană, atunci răspunsul nu este concret, deoarece totul depinde de care măsuri legislative vor fi adoptate. Dacă vom reorganiza principiile de organizare a sistemului de asistență socială, vom lua de la talpă, vom aprecia gradul de eficiență, eficacitate, impactul acestora, vom acorda fonduri bugetare pentru dezvoltarea acestui segment, atunci consider că cam în vreo 10 ani am putea ajunge, dar trebuie eforturi considerabile din partea din partea instituțiilor de stat, abilitate, funcții sociale. Și trebuie să avem o cooperare mai trainică între instituțiile implicate în furnizarea asistenței sociale, deoarece doar în așa condiții vom putea înregistra progrese în acest domeniu atât de important pentru dezvoltarea armonioasă a oricărei societăți. Stimați colegi, dacă mai sunt întrebări, vă rog. Îmi permiteți și mie o întrebare. Iată, Ana, în lucrarea ta ai menționat că una din particularități, într-adevăr, și numai și ai menționat că avem foarte multe acte normative care reglementează domeniul. În acest context, când la tine cu așa o întrebare, de ce ai considerat necesară elaborarea unei legi distincte privind statutul asistenței sociale, dar nu scrie un compartiment din legea asistenței sociale? Adică puteam acolo la personal să dezvoltăm mai tare, dar să nu fie ca o lege aparte, pentru că mai apare un act normativ care ar apărea un act normativ care încă mai tare, pe cele care există. De ce ai mers pe această linie? Mulțumesc foarte mult pentru întrebarea dumneavoastră, este foarte oportună, deoarece legislația Uniunii Europene prevede că asistentul social reprezintă elementul cheie în furnizarea unei asistențe sociale adecvate. Și noi, dacă nu vom dezvolta această latură, dacă nu vom dezvolta acest domeniu, acest sector, și anume ca să avem cât mai mulți specialiști, să motivăm în primul rând tinerii specialiști să meargă la facultățile de asistență socială, să obțină o calificare profesională pentru a accede la această funcție. Eu cred că de aici trebuie să începem, cu personal calificat. Trebuie să avem o lege care ar institui obligația persoanelor de a dispune de o diplomă de licență în acest domeniu, deoarece beneficiarii de asistență socială sunt persoane specifice, datorită anumitor vulnerabilități care le au. Din aceste considerente, asistentul social trebuie să dispună de cunoștințe profunde în comunicarea cu aceste categorii sociale. Și mai mult decât atât, până la urmă, cine identifică persoanele vulnerabile? Asistentul social, care de la el se începe tot. Putem noi face la nivel național o multitudine de legi și hotărâri de guvern și strategii dacă nu avem un personal calificat. Și legislația Uniunii Europene prevede și recomandă insistent statelor să dezvolte politicile de ocupare a forței de muncă a asistentului social.
Și eu cred că de aici trebuie să începem. Ana, eu vreau să zic lipsa de sistem social este la nivel național. O întrebare. Da. Ce măsuri de stimulare la nivel național ar trebui să apară ca persoanele să vrei, nu numai să finalizeze studiile în domeniul STEM social, dar să lucreze, pentru că au un domeniu foarte specific, care comportă foarte multă ardere profesională. Dar lucrează un an, doi și pleacă. Ce ar trebui să fac ca să mențină pe cei care au și formare profesională în domeniu? Un salariu adecvat. Desigur că un salariu adecvat care să le permită să vie la muncă cu dăruire și să le permită să aibă o stare psihologică bună, astfel încât să poată să asculte fiecare cetățean care are o problemă și nu are cui să-i spună. De fapt, așa, proiectul e de aici am fost să intervin și eu. Da, da. Doamna președintă. Da, domnule. După dumneavoastră mai aveam întrebare. Asta a afirmat și scris și astăzi cu ocazia susținerii că în Republica Moldova este o stare gravă în ceea ce privește asistența socială. Și întrebarea urmează, este pe segmente. De ce e gravă? Considerați că există un raport între nivelul de dezvoltare social-economică al unei țări și gradul de sărăcie și, în consecință, finanțarea și nivelul de asistență socială. Eu zic că de aici trebuie să plecăm. Mulțumim frumos pentru întrebarea dumneavoastră. Vreau să încep cu aceasta că în ultimii ani tot observăm că la nivel național sunt adoptate mai multe strategii de dezvoltare economică care să dezvolte acest sector atât de important, dar conform opiniei factorilor de decizie europeni, nu există dezvoltare economică atâta timp când societatea este bântuită de sărăcie. Eu cred că doar dacă vom avea cetățeni apți de muncă, dornici să lucreze, doar în așa condiții va fi înregistrat și progresul economic. Alt cale nu-i. Și trebuie să modificăm un pic vectorul politicilor sociale și să alegem prioritățile. Iar una dintre prioritățile de bază ar trebui să fie asistența corespunzătoare, asistență socială corespunzătoare și adecvată, astfel încât după finalizarea serviciilor sociale, prestării serviciilor sociale, sau după ce am primit noi un ajutor social timp de 3-4 luni, noi să ne redobândim o independență financiară, să ne încadrăm în câmpul muncii ca să putem să aducem și noi folos acestei societăți și să contribuim la dezvoltarea economică a acestei țări. Că dacă statul, în bugetul său, nu are veniturile necesare, nu poate să acopere nevoile sărăciei și a celor care sunt în situații defavorizate. Acum, noi nu vorbim, cunoaștem și noi ce este în România și cunoaștem și situația din alte țări. Nu vorbim de cei cu persoane cu dizabilități, copii care abandonați, instituționalizați, vorbim de ceilalți care, într-adevăr, asumenea și dumneavoastră, nu muncesc, deși ar trebui să muncească. Da. Și vreau în acest context să vă o deviză a unui tovarăș primar, care ajunsese la concluzia că săracul de puturos nu are. Și eu mi-am notat-o și mă gândesc adesea la această formulă a tovarășului Bulete, așa de chemase pietrăna ușoară. Pentru că și la dumneavoastră cunoaște și o situație. Asta seamănă cu cea de la noi. Cei care muncesc au mai mult, care muncesc mai mult au mai mult, cei care nu muncesc au mai puțin sau au nevoie de instituționalizare sau de ajutoare social. Deci există un raport. Există. În felul de dezvoltare economică, politică,
social a unei țări și probabil e sărăcie. Dacă țara e bogată, are și mai puțin și are și din ce să-i plătească pe cei care au realmente nevoie de asistență socială. Da, mulțumesc pentru doamna președintă, cum ar trebui să iau cuvânt. Mulțumesc! Vă mulțumim, domnul Țiclea. Cred că ultima întrebare. Propuneți și codul asistenței sociale. Unde există? Cod al asistenței sociale nu există. Nu am întâlnit. De exemplu, în România am analizat legislația lor, dar legea cu privire la asistență socială are peste 10 pagini. Adică legea este mult mai elaborat și prevede și reglementează și serviciile sociale și prestațiile sociale și mai multe aspecte în comparație cu legea noastră care reglementează asistența socială. Ana, mulțumesc. Dacă nu mai sunt întrebări, atunci o să-i oferim cuvântul domnului conducător științific, domnul profesor Mataș. Nu știu. Cum să mă? Da, m-a avut tot. Ana? Da. Puteți să rog prezentarea și o să vedem mai bine. Cupiți prezentarea. Acum apar să iau ceva. Ia că se vede, domnul profesor. Da. Parcă și pe domnul Roman, dar am de apare. Da, da. Vreau să spun și eu două cuvinte în calitate de conducător științific, domnul profesor. În calitate, să mă cuședinți, stimați pentru prezență și în calitate mea de conducător vreau să menționez doctora Ana Secana Ana la teza respectivă a lucrat foarte mult. În primul rând, în parte, etapa preliminară s-a lucrat pentru a pătrunde în esența acestei instituții dificile a ramului protecției sociale. Mai apoi ne-am axat asupra problemelor ce sunt de conținutul asistenței sociale. Am studiat legislația împreună, am studiat legislația altor state, am studiat legislația Uniunii Europene. Vreau să apreciez calitatea ei de cercetător, de om care poate deduce, poate selecta cele mai importante aspecte ca să le unească și să facă un studiu științific structurat. De aceea, conținutul tezei, dacă dumneavoastră ați observat, este cu o expunere coerentă a materiei, de la caz la caz, cu o analiză a lacunelor din legislația națională, și respectiv cu înaintarea unor propuneri la fiecare capitol care țin de perfecționarea cadrului legislativ, de perfecționarea aspectului practic la capitolul dat. Nu pot să vorbesc de neajunsuri la lucrarea respectivă pentru că este unică în felul său în Republica Moldova, nu există precedent. S-a studiat indirect de către unii politologi, cum ar fi Maria Bulgaru, Stella de Leon, aspectele respective, dar din alt punct de vedere. Noi am dat o tentă științifică, juridico-științifică acestei lucrări pentru a pune accentele cheie pe toate domeniile ce țin de instituția asistență socială și de a contribui în continuare, în colaborare cu Direcția Asistență Socială a Ministerului Muncii, care lucrează la capitolul dat, să o dezvoltăm și respectiv să ne raliem și noi în măsura posibilităților la cu alte state cu democrația avansată. În opinia mea, consider că doctora Ana Secară s-a isprăvit cu, pe deplin cu obiectivul pus în fața sa și de aceea am prezentat teza pentru susținerea publică în fața Comisiei de Susținere a Tezei Doctor. Vă mulțumim! Mulțumesc!
Doamna profesor, vă mulțumim. Într-adevăr, este o temă interdisciplinară. Avem și studii sociologice sub acest aspect. În teză există și anumite anexe care vorbesc despre date statistice. Sunt mai mulți autori care s-au preocupat în diferite domenii de această teză. Acum trecem la următoarea etapă. Cu plăcere voi ofer cuvântul domnului profesor Țiclea pentru a prezenta referatul. El nu auzit. Domnul Țiclea. El nu auzit. Nu se aude. Nu, el vorbește, dar nu se aude. Nu, nu, nu lasă pe microfon. Ana, Ana, apasă pe microfon. Ba da, ba da, ne auzim. Ne auzim doar că nu funcționează atât de repede. Schimbare de imagine. Da, acum se aude. Da. 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 Apreciez că meritul autoare este unul special, având în vedere lipsa unor lucrări în domeniu care să abordeze în mod amplu, global ar putea pune subiectul pe raportare și la normele europene. De altfel, chiar în titlul tezei rezultă că există dezideratul major și binevenit al integrării europene, literat pe care noi din România nu putem decât să-l salutăm și să-l dorim cât mai repede înfăptuit. Lipsa unei lucrări de asemenea învergură se resimte nu numai în Republica Moldova, dar și în România. Și ca o subliniere, noi suntem integrați în 2007 în Uniunea Europeană, dar avem săracii noștri, iar statul nu reușește să acopere întreaga problematică nici a reglementării și nici să elimine sărăcia. De altfel, trebuie să vă mărturisești dumneavoastră cu siguranță știți, chiar dacă țările din vestul Europei sunt dezvoltate cu mult mai dumneavoastră timp și a României și a Republicii, Moldova, să știți că și ei au săracii lor. Și ei au nevoie de și securitate socială asigurată, dar și de asistență socială. Cât ar fi de dezvoltată Germania sau Franța, și una și alta au probleme legate de asistența socială. Am subliniat că pentru elaborarea tezei, autoarea a consultat și un medical, e un bogat material bibliografic, chiar credem că este vorba de vasta totalitatea lucrărilor în materie sau cu un subiect asemănător, nu numai din Republica Moldova, dar și din România și Federația Rusă. Totodată a studiat, am observat și alte lucrări din literatura străină, precum și importante documente internaționale, Declarația Universală a Drepturilor Omului, Convenția Europeană a Drepturilor Omului, așa mai departe. Încă un fapt pozitiv, trebuie semnalat de trimitere de la Institutul de Asociere a Republicii Moldova la Uniunea Europeană și, desigur, la normele europene. Este vorba de directivele pe care doctoranda le-a prezentat nu numai în teză, în scris, dar și oral astăzi în expunerea pe care ne-a făcut-o. Desigur că nu puteau lipsi din analiza și interpretarea reglementărilor naționale, altele normative din Republica Moldova, cum ar fi legea asistenței sociale, legea cu privire la ajutorul social, etc.
și mă opresc puțin aici. A făcut propuneri de referenda interesante, chiar proiecte de acte normative. Am înțeles că și domnul Roman Daș este interesat în egală măsură și este un lucru foarte bun. Dar vreau să vă spun, nici noi nu avem un cod al asistenței sociale. Avem câteva acte normative, câteva legi. Dar de ce să nu vă gândiți, la un cod al asistenței sociale, cod care, să știți că în Franța există, codul securității sociale, codul asistenței sociale, de altfel ei sunt la codificări, francezii sunt cu mult înaintea noastră, inclusiv în ceea ce privește codul muncii, se integrează toate actele normative apărute ulterior în aceste coduri, care sigur au același obiect de reglementare. Eu cred că ar fi interesant dacă ați propune un cod al asistenței sociale în care să fie inclusă și legea asistenței și altele și altele și categoriile de prestații și condițiile de acces la aceste prestații, proceduri, etc. Și este o propunere pe care nu am făcut-o în scris, dar a rezultat în concepția mea din susținerea pe care a prezentat-o doctoranda astăzi în fața noastră. Am considerat că, având în vedere bibliografia, legislația, doctrina, doctoranda a reușit să compună, să realizeze o teză de doctorat, vasă, fundamentată, teoretic și științific. Dânsa a dat dovadă de perseverență, s-a văzut și susținerea de astăzi, în analiza pe care și-a propus. Au utilizat metodele de cercetare adecvate care i-au permis să evidențieze esența temei în toată complexitatea și amploarea ei. Am reținut și elemente de noutate, cum și-a sistematizat viziuni de doctrinare asupra genezei și evoluției conceptului de asistență socială în sistemele de drept avute în vedere, precum și în etapele lor istorice de dezvoltare. Istoria ne interesează mai puțin, dar este important să vedem cum a evoluat, cum au evoluat normele în materie prin grija legislatorului. Am observat că materia studiată a fost analizată prin metoda comparației, nimic nu se putea altfel, referitoare la natura semnificată juridică, cadrul de manifestare a părților raportului juridic de asistență socială. Totodată, și asta m-a impresionat, au fost evidențiate carențele existente în cadrul legal de reglementare a statutului juridic al cetățeanului, al lucrătorului, angajatorului și autorității publice de specialitate. De altfel, vreau să vă spun că și legislația noastră în materie asistenței sociale are anumite lipsuri și carențe pe care le-am subliniat și noi, am și discutat la factori de decizie și mi-au răspuns atâta putem. Nu avem resurse financiare mai mari. Atâta putem. Atâta dăm. Bine, i-am certat, dacă îmi permiteți, doamna președintă, cu cine am discutat, nu mai dați ajutor social la cei care nu vor să muncească. În tabli de muncă, dar nu vor să muncească. Preferă să ia ajutorul social decât să meargă din la un loc de muncă și ne mai interesăm și noi situația din teren. Unii consumă ajutorul social în câteva zile la Cârciu. Și copiii rămân tot fără ajutor și familia rămâne tot fără ajutor și tot se vaită că sunt săraci. Ideea îmi vine în minte aforismul tovarășului Bulete. Săracul de puturos nu are. Și este valabil nu numai la nivel individual, este valabil și la nivel colectiv. Colectivitatea mai mică sau mai mare, sau colectivitatea raportată la populația unei anumite zone. Deci am observat că, prin teză, s-a făcut un examen critic al cadrului normativ din Republica Moldova. Am mai observat că teza este structurată în mod concret și corect, pe capitole, subcapitole, ceea ce a permis autoarei să analizeze în bune
cercetările științifice realizate, au fost formulate mai multe concluzii care reflectă valoarea științifică a lucrării, au fost identificate principiile europene de deplin preluate în legislația națională pe de o parte, dar pe de altă parte se concretizează lista evidențierii sau respectării altor principii și nu făcute sugestii relevante în acest sens. Tot din propunerile de lege referenda am remarcat proiectele de acte normative pe care le-ați prezentat și astăzi, dar gândiți-vă, poate nu strică, să faceți și o propunere de un cod al asistenței sociale în care să fie înglobate toate. Haideți să facem și noi un pas spre ăștia din Occident. Divizarea asta nu este bună. Nici în societate, nici în populație, nici în economie și nici în asistență socială. Noi am discutat aici despre un cod. De fapt am discutat despre un cod al securității sociale, un cod al asistenței sociale. Am discutat în codul muncii a trebuit să fie înglobate toate reglementările care au legătură cu raportul de muncă. Nu mai să am noi o lege cadru și să dezvoltăm această lege cadru și la aspectele particulare. Pentru că, într-adevăr, codul, dacă mă refer numai la codul muncii francez, pentru că tot ne începem să vedem, păi are niște pagini. Dar acolo găsești tot. Absolut tot ce așa interesează. Inclusiv munca de peste mări și munca unora și munca marinarilor, de exemplu. În concluzie, ce vreau să mai subliniez, care nu găsiți în referatul meu, pentru că din expunerea rezultat. Doctorata ne-a convins că expunerea de astăzi, despre cunoștințele sale, a fost volubilă, stăpână pe sine și am zis rapid emoțiile, mi s-a părut că am văzut și cât de bine pregătit, emoțiile fug. Tu aveam emoții, problema mea, și am acum emoții, dar când ești pregătit și știi ce ai, ce să spui și ce să răspunzi la eventuale întrebări, atunci emoțiile dispar. În concluzie, apreciem că lucrarea analizată, teza de doctorat în cauză, îndeplinește condițiile de fond și formă necesare unei adevărate teze de doctorat. Este motivul pentru care am avizat-o pozitiv în scris, o avizăm pozitiv și acum în fața dumneavoastră și ca o consecință trebuie să acorde autoarei sale, Arha Ana, titlul științific de doctor în drept. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnul profesor. Ana probabil o să răspunzi la toți referențele, dacă o să consider necesar, pe final, poți să îți doresc. Acum să răspunzi. O să acord în celul de-al doilea referent, doamna Dandara. Dacă se aude. Cel mai tare că nu se aude. Doamna Dandara. Sunetul dați mai tare. Da. Aveți cuvântul. Da, mersi mult. Poftim. Da, deci, într-adevăr, analizând lucrarea prezentată de doctoranda Ana Secară, fără doar și poate menționez actualitatea și importanța acestei cercetări, acest fapt reieșind din faptul însăși a tematicii abordate, mai ales că una din funcțiile cele mai importante ale statului este asigurarea unui nivel de trai decent tuturor cetățenilor și familiilor acestora, inclusiv acelor care se află în dificultate. Până la urmă, calitatea de a susține acest cetățen demonstrează poate și activitatea statului și activitatea cetățenilor față de statul în care trăiesc. Așa? Realizarea acestei funcții fără doar și poate este imposibilă fără existența unui cadru de reglementare complex. Abordările actuale
de ordin legal, instituțional, economic și financiar afectează domeniul social și împiedică acordarea unei asistențe sociale adecvate, calitative, durabile și eficiente, astfel încât se impun modernizarea și perfecționarea cadrului legislativ în domeniul asistenței sociale. În acest sens, este și normal ca să apelăm la studierea legislației Uniunii Europene, mai ales luând în vedere vectorul ales în dezvoltare de Republica Moldova. Astfel, doctoranda a realizat un studiu comparativ detailat a politicilor sociale promovate în Uniunea Europeană, politici considerate cele mai eficiente din lume. Studiul comparat al politicilor sociale în domeniul asistenței sociale în cadrul unei astfel de cercetări științifice sunt convinsă că permit identificarea posibilităților de modernizare a măsurilor de asistență sociale furnizate în Republica Moldova și implementarea experienței europene în domeniul vizat. Metodologie și metode de cercetare utilizate la elaborarea acestei cercetări științifice au fost adecvate, fapt ce i-a permis doctorandei să-și realizeze obiectivele și scopul înscrierea tezei. În ceea ce privește noutatea cercetării, menționez că teza de doctorat elaborată de doamna Ana Sacara reprezintă o lucrare științifică de pionierat care analizează într-o manieră comprehensivă formele asistenței sociale din Republica Moldova în aspect comparativ cu legislația socială a Uniunii Europene, identificând cele mai bune practici sociale care ar fi aplicabile inclusiv și în Republica Moldova. Studiul include analize complexe și argumentate din punct de vedere științific și legal. Reșind din aceasta, doctoranda a reușit să formuleze mai multe recomandări în vederea complementării cadrului normativ național care reglementează asistența socială și, în opinia mea, propunerile de lege referenda înaintate de autoare au un caracter pertinent, teoretic argumentat și sunt viabile pentru modernizarea cu adevărat a legislației sociale autohtone, astfel încât cadrul normativ al acestei instituții să răspundă provocărilor care stau în fața Republicii Moldova ca stat și a domeniului social. Din punct de vedere a valorii aplicative, menționez că fiind una din puținele cercetări în domeniu, teza de doctor poate fi utilizată în calitate de suport științifico-didactic pentru studenții, masteranzii de la diferite facultăți, în primul rând pentru cei de la facultățile de drept și asistență socială, precum și pentru formabili de la cursurile de formare sau de la cursurile de perfecționare în domeniul asistenței sociale. În același timp, luând în vedere numărul redus de materiale teoretice și metodologice în domeniu, tezele care se regăsesc în prezenta cercetare pot fi cu certitudine utilizate de practicieni care activează în domeniul asistenței sociale la elaborarea diferitor documente, strategii. Suntem de părere că scopul și obiectivele trasate au fost dezvoltate prin conținutul tezei, care îl consider unul clar, coerent, expus într-un limbaj corect și laconic. Structura lucrării i-a permis autoarei să elucideze problemele propuse spre cercetare, negătând la faptul că problematica este foarte complexă. Așa, cercetarea a fost realizată în baza unui vast material teoretico-doctrinal și în baza unui vast material normativ, atât autohton cât și străin. Deci, evidențiez încă o dată numărul impunător
și calitatea propunerilor de lege ferenda care se regăsesc în cercetare. Un element foarte important al lucrării și care evidențiază inclusiv și competențele de cercetător al autoarei și faptul că dumneiei cunoaște în profunzime tematica abordată. Deci, ca obiecții și sugestii, pot să menționez că examinând conținutul tezei de doctor, aș încerca să formulez următoarele două recomandări. În primul rând, poate reieșind anume din complexitatea temei abordate, totuși ar fi fost bine ca autoare să efectueze în lucrare o delimitare mai clară, mai exhaustivă a instituțiilor, în primul rând o delimitare a instituției asistenței sociale față de instituția asigurărilor sociale sau să evidențieze mai bine locul asistenței sociale în sistemul protecției sociale. Întrebări care au apărut la fiecare din noi. Deci, la fel, luând în vedere numărul mic de cercetări și publicații în domeniu, aș recomanda autoarei să publice lucrarea sub forma unei monografii care, fără doar și poate, ar contribui la îmbogățirea nu numai a literaturii de specialitate în domeniu, ci ar servi ca suport științific și practic pentru cei care activează în autoritățile publice din domeniu. Necătând la aceste recomandări, concluzia pe care am realizat-o este că lucrarea elaborată de Ana Sacara cu tema Instituția Asistenței Sociale din Republica Moldova în contextul integrării europene corespunde tuturor rigorilor de fond și de formă impuse unei teze de doctorat. Discursul autoarei prezentat în ședința publică de astăzi de susținere a tezei de doctorat a fost coerent, argumentat și convingător, fiind întrunite toate condițiile pentru conferirea titlului de doctor în drept la specialitate științifică 553.05, dreptul muncii și protecției sociale, deci doctorandii sau autoarei Ana Sacara. Mulțumim pentru lucrare, pentru prezentare, este un început bun și îți doresc continuare cercetărilor în domeniu, cercetări care sunt necesare, consider eu, și societății din Republica Moldova. Mulțumesc! Vă mulțumim, doamna Dantara. Domnul din Mocai. Ție și noastră. Vă rog. Mă auziți? Da. Fiind și eu desemnat în calitate de membru al Comisiei de Doctorat, am examinat teza și ce într-adevăr mă bucură foarte mult, din câte eu am reușit să număr, este a 5 teze de doctor în domeniul protecției sociale, deci de fiecare dată când văd o cercetare în domeniu mă bucur că nu prea mulți riscă să facă cercetări în domeniu, anume din fapt, datorită faptului că avem foarte multe reglementări, literatură prea puțină și cu această cale chiar îți spun sincer mulțumesc pentru lucrarea și cercetarea care a realizat. Dacă m-aș referi la actualitatea temei care ți-ai propus-o spre cercetare și care ai abordat-o, pot să spun că, de fapt, de fiecare dată menționez că sistemul de protecție socială al unui stat este oglinda de dezvoltare economică a acestui stat și orice cercetare a sistemului de asistență socială în această teză, dar în general legat de protecție socială, este și actuală și foarte, foarte importantă. Desigur, ai menționat acel angajament care și l-a asumat Republica Moldova atunci când a adoptat Constituția prin articolul 47 și, de fapt, prin acest articol 47 este declarat un stat social sau, altfel spus, un stat al bunăstării care
care spune că fiecare om trebuie să fie asigurat un trai decent, care se asigure și sănătatea și bunăstarea, și la parte diferite riscuri sociale. De fapt, este acel model care încă din 1994, Republica Moldova, modelul welfare state german, noi încercăm să-l implementăm, dar de iată au trecut acum 30 de ani și tot încercăm să-l implementăm, să-l îmbunătățim, să-l perfecționăm. De asemenea, acest angajament care, de fapt, sau calea spre stat al bunătării a Republicii Moldova, de fapt, se reconfirmă prin diferite strategii care au fost aprobate pe parcursul anilor și, în ultimul caz, strategia 2020, proiectul strategiei Moldova 2030, angajamentele care, de fapt, noi ni le-am asumat, inclusiv vis-a-vis de armonizarea, îmbunătățirea legislației prin Agenda 2030, dezvoltarea durabilă și modernizarea sistemului de asistență socială ca parte a sistemului de protecție socială se înscrie perfect în obiectivele de dezvoltare durabilă, pentru că acolo avem așa, în primul rând, eliminarea tuturor formelor de sărăcie și promovarea incluziunii sociale a tuturor persoanelor aflate în dificultate. Apropo, este un obiectiv care noi l-am naționalizat și care trebuie să mergem în plan de acțiuni pentru a fi realizat până în 2030. Dacă am, de asemenea, angajamentul care ne l-am asumat noi în 2014 prin semnarea acordului de asociere între Republica Moldova și Uniunea Europeană, este un alt pas care a identificat și tema ta este axată anume pe acest aspect, că semnarea acestui acord reprezintă nu numai un pas important privind generarea de plină în asociere politice și integrări economice, dar, în primul rând, o condiție a realizării unei reforme complexe. Iar, de fapt, modelele sau modelul social european, de fapt, este un model al bunăstării, al calității vieții, al dezvoltării umane și acele practici foarte bune, foarte bune și necesare pentru bunăstarea populației, teza ta, sper că factorii de decizie îl vor lectura, vor fi acea căpătâi sau acea sămânță care se vor gândi spre un model, de fapt, național, pentru că întrebările care astăzi au fost formulate, că am putea prelua un model, care ar fi cel mai bun? Dumneavoastră ați observat că dacă noi preluăm în Republica Moldova modele sau practici concrete și care încercăm să le implementăm deodată, dar fără ca să le naționalizăm, să facem evidență parte caracterilor noastre, ele nu au sens. Adică până la urmă sunt niște reforme, cum să zic, așa, care și căpătate. Și, de fapt, ceea ce observăm noi pe parcursul a 30 de ani, inclusiv prin dezvoltarea sistemului de protecție socială, și toate reformele care au fost făcute, de fapt, au fost niște reforme fragmentare, de moment, pentru soluționarea problemelor de moment, pentru că ne-am temut de fiecare dată să facem niște reforme adevărat serioase, care ar fi niște reforme care ar avea efecte de durată, ar fi sustenabile, inclusive, dar de fiecare dată am soluționat niște probleme de moment. Pentru că tot ce este legat de reformă socială, serioasă, de durată, cu o strategie de durată și ceea ce e identificat în lucrare, de fapt, sunt aceste aspecte. Pentru că tot ce s-a întâmplat a fost așa, pentru soluționarea unor probleme de moment, dar nu pentru dezvoltarea unui sistem inclusiv, sustenabil, eficient, pentru asigurarea bunăstării persoanei. Și aceste probleme, într-adevăr, în lucrarea ta au fost identificate, au fost analizate și ai venit cu anumite propuneri. De asemenea, acea analiză multiaspectuală care a realizat-o la Instituția Asistenței Sociale, atât și acea comparație care a făcut-o între cadrul normativ intern, în comparație cu cadrul normativ sau cu reglementele care apar în diferite state Uniunii Europene și acele modele care le-au prezentat, într-adevăr, le scot în evidență faptul că ai realizat o cercetare multiaspectuală. Ai încercat să vezi ce putem prelua, cum putem prelua și acele propuneri care s-au materializat în cadrul tezei, într-adevăr, sunt foarte, foarte benefice pentru specialiștii în domeniu. Ele merită a fi analizate, ele merită a fi examinate de factorii de decizie pentru perfecționarea, modernizarea sistemului de asistență socială. De asemenea, ceea ce mi-a plăcut în cadrul tezei și, într-adevăr, a fost faptul că pledez pentru măsuri pasive, combinarea măsurilor pasive și măsurilor
active de asistență socială. Și aici vrem să complet, într-adevăr, ceea ce a spus domnul Țiclea, că să nu ajungem cu leneșii, da? Pentru că ajutorul social care se acordă și în Republica Moldova, de fapt, este o modalitate, un mecanism pasiv de asistență socială și aduce la faptul că avem foarte mulți care se folosesc, se duc la Crișcium și acolo lasă banii și în trei zile cheltuie acel ajutor social și atunci când, de fapt, la noi ajutorul social când se acordă, de fapt, ar trebui să și lucreze efectiv persoana când ei aduc certificat, sunt bolnavi. Combinarea măsurilor pasive cu măsurile active de asistență socială. Asta este viitorul dezvoltarea sistemului de asistență socială. Și, în ultimul rând, să fie puse niște condiții foarte clare. Adică ceea ce a scos în evidență este foarte important. Această combinare, dar nu, 5-6 ani primesc ajutorul social, dar pentru ce eu să lucrez? Mai departe, cea bază metodologică care ai utilizat-o în cazul lucrării sau combinarea diferitor metode, istorică, logică, sistemică, comparativă, într-adevăr ți-a permis să dezvolți pe, gradual acele obiective care le-ai prezentat la începutul lucrării și să realizezi un studiu, în primul rând, complex, critic, multidimensional a instituției de asistență sociale. Atât prin prisma izvoarelor, cât și prin naționale, internaționale, opiniilor doctrinale și gradul de compatibilitate a legislației naționale cu cea europeană. În primul rând, anume, utilizarea acestei metodologii ți-a permis ca, într-adevăr, să poți să atingi gradual obiectivele parcursul lucrării și ceea ce ți-ai propus, să analizezi diferite modele, să conturezi ce este bun, să scoți în evidență practic și acest lucru s-a reușit pe parcursul lucrării. Referindu-mă la noutatea științifică, într-adevăr, aici aș vrea să menționez că analiza instituției asistenței sociale sub acel aspect care l-a realizat în această lucrare, compatibilitatea cu legislația Uniunii Europene, modelul european și mai departe, Republica Moldova nu s-a realizat. Au fost lucrări în domeniul de care sub alt aspect au analizat instituția asistenței sociale, iar de aceea lucrarea care ai prezentat-o astăzi sub cercetarea instituției asistenței sociale în contextul integrării europene, într-adevăr, este o lucrare de pionierat pentru doctrina de specialitate și, într-adevăr, va fi se îmbogățește în primul rând doctrina de specialitate. De asemenea, acele propuneri de lege ferentă care le-ai prezentat în cadrul lucrării, în primul rând de elaborarea unui act distinct sau proiectul care privind lege privind statutul asistentului social, acea completare a codului contravențional este foarte importantă. Acea idee care ai propus-o cu privire la elaborarea un cod de asistență socială, acele modele care le-ai analizat, într-adevăr, scot în evidență și valoarea practică a cercetării, pentru că ar fi important sau importanța aplicativă a acestei lucrări. În primul rând, ea va fi interesantă și pentru cei care sunt preocupați de problematica dreptului protecției sociale și de aceea specialiști din domeniu care lucrează atât la nivelul administrației publice centrale, cât și la nivelul administrației publice locale. De asemenea, poate fi folosită ca un suport didactic pentru studenții care fac studiile. În primul rând, cei care vin la facultățile de drept, dar, în ultimul rând, și pentru cei care își fac studiile în domeniul de formare asistență socială, pentru că sunt niște viziuni foarte interesante care sunt prevăzute în teză. Stilul în care ai elaborat lucrarea, cum ai formulat ideile, de fapt am constatat că în urma analizei lucrării am constatat că scopul și obiectivele trasate au fost dezvoltate într-un stil coerent, expus într-un limbaj clar și laconic. Structura a permis ca să fie scoasă în evidență cele mai importante, un spectru vast de probleme care au fost propuse spre cercetare. Într-adevăr, au fost sesiuni stilul autoare care, într-adevăr, și-au valorificat din plin capacitățile native, inteligente, perspicacitate, spirit de analiză, sinteză. Și-a fundamentat ideile și le-a prezentat și astăzi cele mai importante realizări din cadrul tezei.
De asemenea, observăm faptul că, deși literatura de specialitate nu prea abundă, mai ales autohtonă, cu lucrări de specialitate, baza sau bibliografia este destul de vastă, include diferite și acte normative, diferite lucrări de specialitate și autohtone, și peste hotare, și în limba engleză, și în limba rusă. Și, într-adevăr, a avut loc o documentare bibliografică destul de consistentă. Dacă să mă refer la obiecte sau sugestii, în primul rând, ce sugestii ți-ar putea formula? În primul rând, să nu te oprești aici și să realizezi cercetări în continuare pe domeniul tău, sunt foarte utile și foarte necesare. În primul rând, acele propuneri, acele aspecte care le-a cercetat în cadrul teză să le diseminez pentru că mai multă lumea să poată analiza ce probleme le-ai soluționat în cadrul tezei și ați venit cu o sugestie să realizezi pe viitor o cercetare, pentru că ai o propunere în cadrul concursului și recomandărilor, aceea care este legată de codificarea. Ți-aș sugera să realizezi pe viitor o cercetare în care ai argumenta cum ai vedea acel cod de asistență socială și care metodă, într-adevăr, ai aplica-o pentru elaborarea unui cod de asistență socială. Va fi doar o codificare care e axată pe corporare, care este cea mai ușor, ce avem, punem într-un act. Va fi o regrupare și o ordonare de texte cu anumite aspecte sau va fi totuși o codificare reformatoare a instituției asistenței sociale, unii va fi un cod integru, nou, care va include diferite aspecte, dar în același timp și va modifica ceea ce nu este bine. De aceea, aceste aspecte s-aș sugera să le realizezi pentru o nouă cercetare, poate pe viitor o teză de doctorabilitate, dar e prea puțin, dar diferite, adică subiectul este prea puțin, dar diferite cercetări. Dacă să mă refer la concluzia privind susținerea de astăzi, într-adevăr pot să spun că ceea ce ne-ai prezentat a fost coerent, argumentat, convingător, într-adevăr, suflet ne-ai prezentat toate realizările teze, adică trăiești cu această teză. Condițiile de fond și formă care sunt impuse la unei teze doctorat, în urma analizei teze, am observat că au fost respectate, întâlnite. În lumina celor enunțate anterior, aș vrea să menționez că meriți ca să-ți fie conferit titlul de doctor în drept la specialitate, acest 153.05, dreptul muncii și protecție socială. Doamna Odinoca, vă mulțumim. Sunteți în aceeași materie cu pretendenta la titlul de doctor. Credem că o să fie mai mulți, pentru domnul Romandaș ar fi o mare bucurie ca să fie mai mult doctorant la această temă și lucrări mai multe. Monografie toți trei. Da. O monografie în toți trei, doamna Odinoca, ați primit propunerea de coautorat. Rău sau nu prea bine m-am auzit ce a spus? Domnul Romandaș v-a propus să fiți coautor la următoarea lucrare. Cu mare plăcere, pentru că și eu am propus, dar codificarea mea se și a ramurii, de aceea o lucrare privind necesitatea unei codificare, dar și structura unui cod, domnul Țiclea. Bine. Până la treabă, vinovată domnul Romandaș, nu eu. Ana, dacă dorești să le răspunzi. Eu vă mulțumesc mult pentru aprecierile dumneavoastră și vreau să mă opresc doar la câteva momente referitoare la că prestațiile sociale sunt cheltuite ineficient, da? Această problemă a fost scoasă în vizor și de către experți internaționali și naționali referitor la faptul că beneficiarii de prestații sociale cheltuie ajutorul social ineficient, de aceea nu reduce capacitatea de sărăcie al acestora. Și am identificat o practică socială de succes în acest domeniu și anume în Italia. În Italia, ajutorul social este furnizat prin intermediul unui card social
cu care poți achiziționa doar bunuri de primă necesitate. Și eu cred că acesta este un exemplu foarte bun și elocvent și putem ca pe viitor și la noi în Republica Moldova ajutorul social să fie furnizat prin intermediul cardurilor sociale, astfel încât fiecare beneficiar de asistență socială să știe că banii aceștia sunt adresați familiei și îi poate cheltui doar în folosul familiei. O altă remarcă, că în teză nu am făcut o distinție clară între asigurările sociale și asistența socială. De ce nu am făcut o distinție aceasta? Deoarece eu am dorit ca în teza mea de doctor asistența socială să stă în capul mesei și să-i acord toată atenția doar dezvoltării acestei instituții. Cu siguranță, următorul studiu va fi destinat în corelare și vom identifica și perspectivele de dezvoltare a asigurărilor sociale în Republica Moldova. Și atât, vă mulțumesc pentru apreciere. Da, mulțumim mult distinșilor referenți. Trecem la următoarea etapă în care au rămas de fapt două persoane care urmează care să se expună. Să spună, dar și avem un aviz. Da, și un aviz. Avem doamna Valentina, vă rog. Da, dacă îmi permiteți, eu o să citesc din avizul. Avizul este semnat de doamna Maria Pancu, deputat, membru a Comisiei Parlamentare Protecție Socială, Sănătate și Familie. Este un aviz pozitiv, dar să bazează de clar, o să citesc doar concluzii. În concluzii se constată multitudinea aspectelor cercetate și analizate de dr. Andrei Sacarana. Examenul teoretic și acestor aspecte s-a făcut într-o concepție unitară și personală, originală, ceea ce reflectă tocmai în sistematizare problematicii prezentate mai sus. Un alt merit al lucrării, și în special al doctorandii, constă în aceea că a reușit, în cea mai mare parte, să examineze una dintre cele mai dificile probleme actuale cu care se confruntă, atât literatura juridică, cât și, mai ales, practica. Problematica instituției asistenței sociale din Republica Moldova în contextul integrării europene. Originalitatea tezei se manifestă nu numai din punctul de vedere al sistematizării materiei tratate, ci și sub acela al noțiunilor, categoriilor și conceptelor adoptate și definite, precum și sub acela al temeniciei argumentărilor soluțiilor la care se oprește doctorandul. Recomandările de lege referendă cu siguranță vor contribui la perfecționarea legislației în domeniu. Datorită ideilor novative, regăsite în contextul lucrării a ampli documentări, teza doctorandei Sacarana se avizează pozitiv. Pe bună dreptate, merită a fi admisă spre susținerea publică și acordarea gradului științific de doctor în drept. Aceasta este avizul care este prezentat de deputatul Mariei. Și acum să vă prezint cei ce cred eu, așa? Domnul președinte, de la Ministerul Muncii. Este și la Ministerul Muncii? Da. Și de la Universitatea de Stat. Da, nu știu cum n-am dat de ea. Și la Universitatea de Stat. Aha, Ministerul Educației, ce este? Ministerul Educației, pardon, dar nu parcă am răspuns. Prin sfârșit. Prin sfârșit, dar nu am dat de ea. Deci, Ministerul Muncii, da, a dat Ministerul Muncii Protecției Sociale, a examinat teza de doctor în drept și proiectul de lege privind statutul asistentului social în Republica Moldova, prezentat de doamna Ana Săcar. Ca urmare a efectuării unei cercetări științifice practice ample a temei ce vizează instituția asistenței sociale din Republica Moldova în contextul integrării europene. Tema menționată este actuală, relativ nouă, deoarece sunt puține studii, cercetări până în prezent. Totodată, ca urmare a cercetărilor realizate, doamna Ana Secar a înaintat proiectul de lege privind statutul asistentului social în Republica Moldova. Proiectul menționat constituie rodul unei investigații și evaluări realizat în baza unui studiu practic și bazat pe legislație și reprezintă o contribuție pentru încurajarea persoanelor antrenate în furnizarea asistenței sociale
să-și îndeplinească atribuțiile de serviciu profesionist, calitativ, stabil și eficient în interesul persoanelor sau familiilor defavorizate și al întregii societăți. Luând în considerare cele expuse supra, precum și actualitatea temei abordate, a propunerilor și recomandărilor care vor fi utile, preluate în procesul de modificare a legislației în domeniul asistenței sociale, considerăm oportun susținerea tezii de doctor a doamnei Ana Secară și, ca urmare, acordarea gradului științific de doctor în drept. Semnează secretar de stat Vasile Cușca. Mulțumim. Da. Și deci... E specialist în domeniu. Da, e clar că dacă e secretar de stat, e specialist în domeniu, da. El a fost director asistent social. Asistent social. Da. Deci, referitor la opinia mea, pe marginea tezii care astăzi a fost prezentată, mi-a plăcut. Desigur că este o temă actuală, prin faptul că un cadru normativ bun, așa, dar și o analiză științifică acestuia pot contribui efectiv la dezvoltarea practicilor de asistență socială și vin să îmbunătățească nu doar cadrul normativ, dar și bunăstarea cetățenilor țării noastre. Este logic structurată această teză în trei capitole. Este de ordonare logică foarte bună, așa în opinia mea. Este scris într-un limbaj juridic cărturar și cu cunoștință de cauză. Negătând la faptul că, iată, s-a vorbit astăzi, că sunt foarte multe acte normative, că ele uneori vin să diminueze prestațiile sociale, că uneori chiar se contrazic în unele momente, lucrarea care a fost elaborată pe marginea acestei probleme este o lucrare bine structurată și este foarte ușor de citit, nu doar pentru un specialist în domeniu, dar așa aș zice că și pe înțelesul persoanelor care vor ca să cunoască ce este asistența socială și care sunt acele prestații, cele ajutoare acordate de către stat, pentru ce și care sunt aceste măsuri. Mi-a plăcut ideea unui cod al asistenței sociale, cu toate că aici vreau să zic că unii au susținut, unii nu, dar de ce m-am oprit și eu la această idee? Că, în primul rând, atunci când sunt multe acte normative și sunt răzlețe, este foarte greu, într-adevăr, ca să fii mereu în pas cu timpul, așa, și să nu scăpi ceva de în vedere atunci când lucrezi în practică. Dar totodată suntem în era digitală, așa să zicem, că iată se vorbește despre roboți, despre ce e că o să se schimbe tehnologiile la uzine, la marile întreprinderi și o să rămână foarte multă lume fără muncă, da? Și fără câștig. Respectiv, societatea o să aibă așa obligația de a ajuta acești oameni într-un fel sau altul, fie dacă nu prin asigurări sociale, prin prestații sociale, pentru ca ei cât de cât să poată exista. Și de ce eu consider că un cod al asistenței sociale este un cod al viitorului, un cod al schimbării societății, pe calea căreia noi deja am pornit, că este multă populație, dar antrenată în câmpul muncii, este nici 50%. De aceea, asistența socială este foarte și foarte necesară. Dacă nu-ți lucrezi, de unde să iei bani pentru asistență socială? Păi, ceea ce se produce, ceea ce așa se cumpără, banul face din circuitul civil, așa, și respectiv, din asta o să se facă, că se produce. Dacă cândva Malthus spunea că bunurile cresc în materie aritmetică, dar populația în geometrică și noi să putem să hrănim populația peste oricare perioadă. Astăzi noi am ajuns că populația poate fi hrănită. Deci se produce așa ca să fie populația pământului așa asigurată cu de toate. Înseamnă că și cu banii tot la fel se pot asigura. De ce articolul 40, dreptul la muncă și articolul 5 din codul muncii, libertatea muncii, trebuie de perfecționat. Da, nu trebuie da. Să fie libertate, pentru cel responsabil libertate să fie dat aici. Pentru cel trebuie să fie într-un fel obligat. Dar cum era fost omul? 3 luni n-ai lucrat, ești obligați. Cunoscut trântor. Contradicție nu sunt. Obligați. Încă 3 luni n-ai lucrat, la Iova, ca acum, pe oameni de zi, privațiune de libertate. Da. Eu am privit un reportaj. Facem o batere așa micuță. Am privit un reportaj zile astea și mine atât de mult m-a mirat dacă înainte lumea spunea că statul nu ne dă, nu ne ajută. Acum fiecare, au fost vreo 10 persoane intervievate, au spus că își dorește un loc de muncă. Da.
Își dorește, lumea nu are unde munci și au ajuns la idee că își doresc un loc de muncă. Își doresc un loc de muncă, dar ei nu pentru că aibă să le dea statul. Da. El vrea deja să muncească. Da. Și reieșind din cele menționate, vreau să subliniez că teza cu tema Instituția Asistenței Sociale în Republica Moldova în contextul integrării europeană este un veritabil studiu științific, o cercetare multiaspectuală care pune în evidență nu doar problematica tezei, dar și sunt formulate soluții argumentate și propuneri de lege ferendă. Respectiv, pledez pentru aprecierea tezei la justa valoare și conferirea titlului de doctor în drept. Vă mulțumim, doamna Valentina. O să mă expun și eu înainte de a trece la procedura de vot. Eu consider că, în primul rând, este o tematică foarte importantă. Este o deschidere inter- și multidisciplinară, care ne privește pe fiecare din noi. Dacă nu direct acum, tangențial, sigur, fiindcă noi toți facem parte din acel mare sistem la protecție socială care trebuie să fie foarte bine dezvoltat, să existe în statul, să asigure, în primul rând, încrederea în ziua de mâine, da? Și o predictibilitate a dezvoltării statului din punct de vedere social. Cu referire la suportul metodologic al lucrării, deja s-a menționat, doctoranda a încercat să folosească la maxim lucrările care sunt în domeniu, la toate la care a avut acces, le-a analizat și a extras cele mai importante concluzii pe marginea temei care este tratată în această lucrare. Relevanța științifică a rezultatelor. Bine, în primul rând, cred că ar trebui să menționăm rigoarea intelectuală, cum am mai zis, mie această susținere mi-a lăsat un gust dulce, fiindcă am văzut o doctorandă care un pic băiețoasă, o doctorandă care se dedică acestei teme, care își apără punctul de vedere, care s-a aprofundat, are valență pentru această muncă de cercetare și, bineînțeles, pe noi, ca și o generație mai mare, ne bucură că sunt tineri care își doresc acest lucru și cred că sub acest aspect obligatoriu ar trebui să-ți dorim, să ne dorim ca să continui pentru a avea rezultate și mai frumoase. Doar ce într-o perioadă de timp vin acele trăiri din viața de zi cu zi, care până la urmă schimbă și conceptele științifice. Cred că deja peste 5-10 ani o să privești un pic altfel această lucrare și o să vezi din perspectiva aplicabilității propunerilor care au fost astăzi. După mine au fost cam un pic multe propuneri. Poate eu mi-aș fi dorit să văd până la urmă un model. Dar elaborarea unui model concept nou este, de fapt, o teză de doctor habilitat deja. Deci peste 10 ani, 7-10 ani, când o să ajungi la acel model, poți să vii deja să prezinți modelul. Cu referire la redactarea tezei, sunt anumite mici încă au rămas, de exemplu, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a rămas în concluzie, deci noi avem un alt minister. Cu referire la anexă, nu la toate sunt indicate sursele, deci unele ne gândim că le-ai făcut singură, fiindcă, da, dar oricum trebuia să fie scrisă sursa, deci elaborat de către autor. Sunt așa. Și alte mici, dar care, bineînțeles, că într-o lucrare de așa un volum, există și mai ales dacă ținem cont de faptul că lucrarea se elaborează pe parcursul a 3-5 ani, bineînțeles că sunt anumite modificări care poate scapă autorului. La criteriul respectarea eticii și deontologiei profesionale nu am nicio obiecție, sunt fiindcă în dosar este prezent și raportul de similitudine care noi am discutat în acestui raport la ședința prealabilă, în care autoarea a explicat anumite preluări prin citare, prin preluare de text juridic. Calitatea susținerii publice a avut loc și această susținere bine organizată, autoarea a dat dovadă de o logică a prezentării, a prezentat adecvat materialul și a reușit să concluzioneze, ceea ce este foarte, foarte important.
Și răspunsurile la întrebări la fel au fost relevante și s-a răspuns la toate întrebările care au fost puse de către referenți. Noi avem susținere publică, mai avem și alte persoane aici conectate, cu păreri de rău nu sunt camerele, nu știu cine este, dar în cazul în care pe această ultimă sută de metri doriți să puneți și dumneavoastră o întrebare, să știți că este deschis, da? Pentru discuții și doctoranda este gata să răspundă la întrebări. Dacă nu sunt și din partea publicului întrebări, atunci este următoarea etapă în care comisia trebuie să stabilească... Să intre în deliberare. Da, și să stabilească calificativul care va fi atribuit acestei teze, fiindcă deja din punct de vedere a acordării titlului, toată lumea s-a exprimat în formă pozitivă, ne rămâne calificativul. Da. Cum facem? Care este practica? Fiindcă avem și pe net și... Dumnealor rămân, dar nu știu cum aici trebuie de schimbat ca să fie în camera. Sunt o parte care putem să-i punem în camera de așteptare. Da. Ana, știi cum se face? Nu știu. Dar atunci, dar aici nu-i nimeni decât comisia, deci numai Ana trebuie să duc mai sunt. Mai sunt? Mai sunt. Trebuie să-i deconectăm pe ăștia. Stimată audiență, permiteți-mi să vă aduc la cunoștință hotărârea Comisiei de Doctorat. Dau citire procesului verbal din 15 decembrie 2021 privind rezultatele votării membrilor Comisiei de Doctorat. În vederea conferirii gradului științific de doctor în drept, doamnei Sakara Ana, în baza susținerii publice a tezei de doctor, specialitatea 55305, dreptul muncii și protecției sociale, cu titlul Instituția Asistenței Sociale din Republica Moldova în contextul integrării europene. Au fost prezenți la vot 6 membri ai Comisiei de Doctorat, s-a votat pro 6 membri ai Comisiei de Doctorat, contra 0 membri ai Comisiei de Doctorat, cu atribuirea calificativului foarte bine. Secretar Comisiei de Doctorat, doctor conferențiar Valentina Cebotari, președinte, doamna Violeta Cojocaru. Ana, permiteți-ne să vă felicităm și aveți un cuvânt pe final. Vă rugăm. Vreau să vă mulțumesc din suflet tuturor membrii Comisiei de Doctorat, doamnei președinte și nu în ultimul rând, domnului conducător științific Nicolae Romândaș, care m-a susținut, m-a îndreptat și ne-a arătat calea corectă în domeniul efectuării unui studiu atât de complex. Complex. Și vă mulțumesc pentru aprecierea și calificativul acordat. Stimați colegi, permiteți-mi să declar ședința închisă. Felicitări, Ana, încă o dată. Mulțumesc.